Sărbătorile pascale nu au fost chiar motiv de distracție pentru unii olteni. Încă de la primele ore ale dimineții, pompierii detașamentului Slatina au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu ce s-a produs chiar în orașul nostru. Proprietarul unui imobil situat la parterul unui bloc de pe strada Crizantemei din Slatina a lăsat o lumânare aprinsă în balconul locuinței, motiv pentru care s-a ales cu pagube materiale însemnate, dar și cu degradarea pereților. În ziua de Paște, pompierii detașamentului Slatina au intervenit în jurul orei 9 în municipiul Slatina, pe strada Crizantemei, la un incendiu izbucnit la un balcon al unui apartament situat la parter. La susținerea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacăre deschise și degajări mari de fum la bunurile depozitate în balcon. Au ars în urma incendiului materiale combustibile, textile, mobilier aflate în balconul locuinței și s-au degradat pereții balconului, cauza probabilă a incendiului fiind o lumânare lăsată nesupravegheată. În aceeași zi, pompierii au intervenit cu două auto speciale de stingere, dar și cu un echipaj smurt pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la o locuință din localitatea olteană Tufeni. În imobilul de aproximativ 25 de metri pătrați a fost găsit și proprietarul în vârstă de 54 de ani din localitate, care a suferit arsuri grave pe 8% din suprafața corporală, în special la nivelul spatelui și a feței. În aceeași zi, pompierii au intervenit în localitatea Tufeni. S-au deplasat din cadrul detașamentului Slatina două auto speciale de stingere și un echipaj smurt, fiind anunțată și o victimă. Ajuns la fața locului, pompierii au găsit în flăcări o locuință formată din două camere, suprafața aproximativ 25 de metri pătrați, care ardea generalizat. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este și de această dată o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată. Din primele cercetări se pare că locuința nu era racordată la curent, iar proprietarul folosea o lumânare pentru iluminat.